Salutare lume, dacă bine vă amintiți, data trecută a rămas aici. Am fugit cât am putut de Billy. Și acum aia revine după mine și nu-i bine. Că deschis aici asta data trecută. Da. Da, și iară primez mesaje. Bun, așa, deci am scăpat până acum de... Vai de capul meu. Da, super fain. Bă, teoretic ar trebui să vin... Bă, nu. Ce? Nu mai văd. Asta. Bun. Ieșire! Pot să ies afară? Da, pot pe drag. Așa. Da, deci trebuie să nu mai scriu mesaje în timp ce... filmez, gata, deci nu mai scriu, gata. Așa, bun, să vedem pe unde să mergem noi acum. Pe aici. Dosarul ăla, dă-l dracu. Da, ce doamne, pe aici trebuie să vin. Stați mă că cea, uite mă că ne putem cățăra pe sus. Ah, bun. Și am o picăm. Bun, s-a salvat. Bun. Clar, acolo pe unii mai luminăm. Deoarece nu mai avem baterii. Wow. Wow. Bine că ăsta-i desculț. Serios? Îți fierbe mâna? What the... Ai de cap. Cine e ăsta, mă? Ce dracu faci? Te iubesc, nu te dracu de boră. Vai de pune. Dar nu-i bine pe aici, mă. Dar numai pe aici pot să mă duc. Am. Chion. De ce sunt așa? Da, fie, nu știu. Avem baterie, am văzut, da. Văzut bine. Bun, bun, bun. Așa. Și am o... Dar pe unde? Schide-vă ușa. Iar e ceva trapă pe aici. Nu-i mă, nu văd. Dar pe unde naibii trebuie să mă duc? Dar ușa asta trebuie să fie deschisă. De ce nu e deschisă? Da. Foarte. Da. Bun, deci. Probabil trebuie să vin înapoi. Nu știu, habar n-am ce trebuie să fac. Dar nu cumva... Oh, ce drag. Iar mă apare chestia aia în față. Ceea ce e foarte aiurea. Ah, deci trebuie să găsesc ceva cheie. Bun, hai să găsim cheia. Uite drag. Uite drag. Bun. Bun. Aici am închis ușica. Unde? Ah, sus. Bun. Bun. Ce? Ce vrei, mă? Tu te vă drag. Da, te mă, de ce ai? Zic, ei, ce drag. Am găsit cheia. Și acum dacă mai știu și până să mă duc așa. Ce, mă, ce aveți? Cine rupe ușa pe aici? Nu, am picat-o pe cea ni... A, pe aici.
Da, dar nu te trebuie că nu mai pot să... Ce-ți trebuie, mă, șuțile? Nu te-mi pui de pot. A, uite pe aici. Pacii. Pacii. Bă, nu mai am chef să vorbesc cu tine. Du-te, drag. Pe aici, mă, pe aici. Pa, pe dincol? Cred că pe dincol, da. Opa! Da. Vine dracu după tine! Te dracu de tâmpit! Sus, sus, sus și ne-am dus mânca mea cu de jegos! Bun. Bun. Episodul ăsta cred că atât o să fie, deoarece nu prea mai am timp acum să filmez. Sau haide, până să se mai salvează în partea. Ce dracu e acolo? O să apăs pe asta. S-a închis cuptorul. Așa. Sau. Stai mă. Și ăsta de ce nu s-a închis? Stai mă, că ceva nu e bine aici. Trebuie să fac ceva combinat. A, aici am închis 3 cuptoare. Ar trebui să-l închid pe al patrulea. Și pe acolo. Ce? Ce dracu? Bă, te ești prost, bă! Ce dracu, mă? Lasă-mă, aia se bagă tu în cur. Doamne ferești. Bă, tu ești nebun. Da, crezi tu că mă coci. Ce, bă, ce? Bă, te ești prost. Bă, stai, pe aici. Dă-i, pum, 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 cap! Ce? Da, dai cu piorul, mă, că dai mai tare decât cu prostul. Murim aici, din cauza ta! Tu te dracu de prost! Crezi tu că s-a tău, mă, puță? Bun, dragi spectatori, dragă lume, dragi, cum vreți voi să vă zic, aici se încheie al doilea gameplay cu acest Outlast, Whistleblower, parcă. Și până data viitoare, vă urez numai bine și să ne revedem cu bine. Haideți că închid că imediat vine asta. Pa, pa!